foarte greu ce să spun acum. Gabore, Gabore. Hai să trăiești. E pe coada noastră, dă-i mai tare! Cum ai descrie toată experiența asta, clanul, în câteva cuvinte? Ce a însemnat pentru tine? A însemnat maturizare și a însemnat performanță. La modul cel mai serios, ce am făcut noi în aceste 4 sezoane, având în vedere că, nu știu, fiecare episod are undeva la vreo 2 ore de difuzare, ceea ce înseamnă un întreg lungmetraj. Un lungmetraj în România se filmează undeva la vreo 30 de zile lucrătoare, da, ca interval de timp. Noi filmăm în 7 zile. Ce am făcut noi în condițiile date se numește performanță din toate punctele de vedere. Atât. E simplu și o spun foarte sincer și asumat. Și oamenii au recunoscut asta fără doar și poate. Și cu atât mai mult, da, vreau să mulțumesc, mersi, uite că mi-ai adus la plasă chestia asta, să le mulțumesc oamenilor pentru că au reperat serialul ca fiind ceva de calitate și pentru că îl îndrăgesc, pentru că l-au susținut, negreșit. Clanul a însemnat poate cea mai mare provocare a vieții mele, pentru că se întinde pe un timp atât de lung, totuși aproape 2 ani, dar consider o realizare a vieții mele și a televiziunii ProTV. Și o bucurie. Un tumult, în câteva cuvinte, ar fi un tumult de emoții și senzații și trăiri intense, că la un fel de roller coaster din ăsta, un carusel plin de emoții și dinamic, foarte plin, colorat, cu suișuri și coborâșuri, exact ca în viață, dar totul foarte, foarte, foarte condensat și concentrat, în așa fel încât să simți că urmează să explodeze. A fost un challenge tot acest proiect pentru tine? Cum ți-am zis chiar, cred că de la primul nostru interviu, atunci în casa lui Tătuțu, da, a fost un challenge. M-am testat pe mine în toate felurile posibile. Nu am crezut că pot să duc atât cât am dus în acești aproape 2 ani de filmări. M-am testat pe mine și le mulțumesc tuturor celor care m-au selectat să joc în proiectul ăsta, pentru că efectiv cu proiectul ăsta eu m-am dezvoltat foarte mult ca actor pe toate planurile posibile, și personale și profesionale. Am avut de învățat pe fiecare palier în parte și sunt multe de zis. Unul ar fi răbdarea, dar nu e vorba doar de răbdare, e vorba de anduranță, e vorba de tenacitate, lucruri pe care din fericire le-am prins așa ca lecții la facultate în anul 1. 2, de la Zanfirescu, de la proful meu, la care am făcut licența, dar nu atunci doar le învățam teoretic. Acum le-am simțit cu adevărat pe pielea mea și e mult mai greu decât în teorie, cum sună. Adică practica tot timpul bate teoria. În primul rând că pentru mine ca actor să joc într-un serial polițist plin de acțiune, plin de personaje foarte importante, de răsturnări inedite, pentru mine ca actor a fost o provocare continuă. Ce pot să vă spun în mod special e acest fapt că e atât de bine primit de către public, încât simți că orice muncă ai pune în spate, orice travali, orice nopți pierdute merită, pentru că, de fapt, misiunea oricărui actor este să-i bucure pe ceilalți și noi ne bucurăm că oamenii se bucură de întâmplările care le văd în serial. Prin ce aventuri mai trece Sofia în ultimul sezon de Clanul? Mai prin foarte multe. Am avut mare noroc cu serialul ăsta, pentru că, în general, rolurile de femeie sunt mai puțin dezvoltate sau, în general, susțin acțiunile bărbaților sau, mă rog, sunt acolo numărul 2. Din fericire, Lia și Angel, care scriu, au dezvoltat foarte frumos personajele feminine și avem și noi ce să jucăm. Și una dintre replicile preferate le spune Sofia bărbaților că nu e nimic din ce puteți voi și nu putem noi. Și asta mi se pare foarte frumos, că sigur că de obicei putem foarte mult, dar e bine că facem asta și în filme. E nevoit să împuște persoane importante. Nu știu dacă am voie, de asta nu mă abțin, dar merge din greșeală în greșeală. El are o replică: trebuie să fac orice ca să rămân în picioare. În disperarea lui face orice și nu foarte bine. Și atunci plătește. Era cazul să plătească. Aproape că mă îndepărtez iubindu-l,
mă îndepărtez de Bebe Măcelaru prin devenirea lui. Dar e bucuria actorului care interpretează un rol negativ și care trebuie să-l ducă până la capăt, indiferent ce se întâmplă. Cred că merită personajul ăsta, protagonistul ăsta, Tudor Achim, la cât s-a bătut, la cât a avut scene emoționante și cât a plâns și cât a suferit. Cred că merită un final mare, atât pot să zic, o zic eu, Denis, fără să, nu știu, să mă alint sau ceva. Chiar cred că merită, așa sper să fie. Se încheie foarte frumos. Din tot ce ai jucat până în sezonul 4, ca să nu divulgăm, spune-mi o scenă care îți va rămâne pentru totdeauna în minte, pe care nu o să uiți niciodată. Toate. Toate, când zic toate, sigur nu sunt toate, dar foarte multe. Crede-mă, am avut atât de multe scene puternice din punct de vedere emoțional, care îți rup sufletul, încât n-am cum să menționez doar una. Spre exemplu, doar scenele cu doamna Carmen Tănase. N-ai cum, adică n-ai cum. Cea din finalul sezonului 3, cea de la începutul serialului, cea de când i-am spus că sunt infiltrat, cea de foarte multe. Scena cu Alex Conovaru, cu tatăl meu, când am eu niște vedeni și îl văd. Foarte multe, foarte emoționante și știu cât de mult suflet am pus în toate lucrurile astea. Pentru că îmi place să dau 100% ca cei care ne privesc să empatizeze cu mine, cu povestea mea. Așa sunt eu ca actor, nu pot altfel. Nu pot să mă fac că trec sau să fac la jumătate, indiferent cât de obosit sau cât de greu mi-ar fi. Și atunci toate sunt. Dar am, recunosc, o anumită simpatie față de toți colegii, dar în special, nu știu, de Șerban, care mă înțeleg extraordinar. Și spun asta pentru că atunci când am scene cu celelalte personaje, sunt scene în mai mulți. Cu doamna Carmen sunt și scenele cu Ilinca, atunci când e cu domnul Mihăiță, cu Bebe Măcelaru, sunt și, erau cu Mircea, cu Sergiu, cu toată lumea. Ei, în general, când sunt cu Costoiu, suntem doar noi doi. Deci, crede-mă, nu cred că se râde pe platou mai mult. Chiar nu cred. Și el, bineînțeles, e personajul principal, de la el pleacă totul. E absolut minunat, îl iubesc și îl respect foarte mult, de altfel cum îi respect pe toți colegii, dar e ceva când suntem noi pe set. Probabil una dintre cele mai grele și emoționante scene a fost cea în care eram în biserică la sicriul lui Nadine, pentru că e un exercițiu destul, adică greu, dacă chiar îl treci prin sufletul tău, să-ți imaginezi că-ți moare copilul sau că-ți moare cineva drag. Și atunci asta rămâne puternic în tine așa. Și era și foarte frumos filmată, biserica aia ciudată și incompletă, lumânările alea, femeile care cântau. Dumnezeule, sunt foarte multe, pentru că, repet, Pelicanul e destul de departe de felul meu de a fi, iar eu, dacă m-am bucurat de ceva, este că am împrumutat de la el instinctul ăla de supraviețuitor și ăsta se aruncă în toate belelele cu putință, iese din ele până la urmă, dar tocmai aici a fost și provocarea rolului, căci o să vedeți în toate bucățile de pe astea, sigur, lăsând la o parte urmările, bătăile, multe au fost în inconfort pentru mine, că n-am fost obișnuit. Eu am jucat personaje intelectuale, băieți deștepți, orice altceva, dar nu golan, nu mafios. Și acum e super ok, căci deja mă confund cu el. Niciodată nu am cum să uit secvența în care am fost atârnat cu capul în jos de către Ciomag. A fost și cea mai obositoare zi a mea din, pot să zic, și din sezonul 4, chiar dacă nu l-am terminat până acum, că nu are cum să nu fie altfel. Cei care au fost atârnați și au jucat vreo 6 ore în continuu, cu pauze, bineînțeles, ca să nu murim acolo, am trăit asta și am zis că aia a fost cea mai grea zi. Și Bogdan a zis la fel, Farcaș, despre ziua în care el, la rândul lui, a fost atârnat de David, cu picioarele în sus. Și a fost, într-adevăr, cea mai marcantă, cea mai obositoare secvență pe care am filmat-o.